Bine v-am găsit astăzi, dragii mei, la rețeta de gogoșari murați în oțet. Vom avea nevoie de gogoșari, eu am aici un kilogram de gogoșari, câteva tije de hrean, o lingură de sare, o lingură de zahăr, la fiecare litru de lichid se folosește câte o lingură de sare și de zahăr. Câteva condimente pentru murături, am boabe de piper, boabe de muștar și câteva foi de dafin și 300 de ml de oțet. De 9 grade pentru murături. Pentru saramură am pus la fiert 600 de ml de apă, 300 de ml de oțet, 100 de ml de sare și zahărul. Vom lăsa să fiarbă până când sarea și zahărul se vor dizolva complet. Saramura a fiert, iar acum voi pune gogoșarii pentru a-i lăsa să se înmoaie puțin. Gogoșarii s-au înmuiat, arată foarte bine, iar acum voi începe să umplu borcanele. La fundul fiecărui borcan am așezat câteva tije de hrean. Voi pune de asemenea și condimentele, pentru că au un gust foarte bun. Am pus toată cantitatea de gogoșari în borcane, iar acum voi pune saramura. Le voi închide, iar în aproximativ 2-3 zile ei pot fi consumați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor la gătit!